am deja o oră. E o zi nouă. Cu aventuri noi. Încă 5 minute și începe ora știrilor din sat. Ieri nu a fost așa de productivă ziua. Azi sper să fie mai interesant. 1, 2, 3, gata. Să încep. Unde să plec? La dreapta sau la stânga? Mă duc la dreapta. Săptămâna aceasta mi-au crescut abonații. Tocmai 2 au venit. Da. Cine vor fi primii? Hei, ați văzut deja postarea mea pe Instagram? Aici, în carnetul acesta, am toate noutățile. Le scriu pe stories. Tot satul mă urmărește. Dar voi? Chiar acum să intru pe Instagram să văd ce a scris bunicuța despre mine. Dar voi știți de Instagramurile noastre? Intrați în descriere și veți vedea Instagramurile noastre. Și în comentarii scrie: vă urmăresc pe Instagram. Și noi vom aprecia toate comentariile voastre. Puneți like la acest videoclip și hai mai departe să vizionăm. Dani, stai puțin. Da, Adriana, ce? Te rog, învață-mă să intru în parcare. Mâine am examen și tot nu pot da bine. Astăzi sunt cam ocupat. Dar hai repede, principalul să mă asculți și vom termina repede. Super, azi te ascult, mulțumesc. Hai, urcă la volan, eu ți-ți arăt cum trebuie să mergi. Principalul, știu să pornesc mașina. În spate sau în față? Hai, dă-o în spate. Opa! Și e aici la noi? Tinerii noștri sărățeni din sat? Să ceartă? Prea ce sunt spate? Nu, dar în față ce ai loc? Parcă nu am. Nu m-am gândit la asta. Haide repede în spate, că eu nu am timp. Dar cum se pornește mașina? Încerc și nu-mi reușește. Dar cheile le-ai pus? A, cheile. Mă uit eu. Nu le-am pus. Dar cum vrei să pornească mașina? Am crezut că repede ne vom descurca, dar tu... Am pornit-o. Știm ce să fac. Dă-o spate. Stop! Ce-am făcut? De ce stop, ai zis? Unde dai tu în față? Vrei să lovești mașina de gard? Eu strâng la dânsa. Probabil din cauza că a lovit mașina lui. Oh, ce interesant! Din greșeală am pus mașina să meargă în față, dar nu în spate. Ah, mai repede ți-am zis! Ce așa agitat ești? Păi ți-am zis că sunt ocupat și tu îmi iei mult timp. Gata, dă-o în spate. Oh, ce? Ai mașina în spate, o să o lovești. Dar ai zis să nu pierd timpul tău și să dau mai repede. Hai, ieși de mașină. Tu nu ești gata să dai examenul. Gata? O alungă de acasă. Oh! Asta-i strașnic. Și ce fac? Încep școala auto din nou? Anulezi examenul și când vei fi pregătită, atunci te înregistrezi încă o dată. M-am supărat pe tine. Nu ai timp de mine. Ah, copilăriile acestea! Oh, se duce de acasă el! Dar ea plânge! E foarte serioasă cearta! Gata! Și noutate am aflat! Azi o zi bună, dar... Mi-a intrat o gâză în ochi! Ah, ce rău! Sunt tristă că ei s-au certat. Dar sunt fericită că o să am noutăți pe vlogul meu.
Eu trebuie să prind toate undele. Suntem de vine, precis. Dacă eu scriu numai de văr. Iarăși femeia mea mi-a luat toate gălețile. Cu ce să dau apă acum la păsări? Ce să fac, ce să fac? Ei, am o idee. Mă duc iau o cană și le aduc eu apă. Fac mai multe drumuri, dar principalul dau apă la păsări. O, iaca! O cană mai măricică. Liuda, noi pe aici. Să mă auzi, nu vibă pe aici. Să nu scrie o noutate despre mine. Când mă duc cu cana la fântână. Că noi, sotene, facem un lucru mititel. Dar el mărește. Tare mi-i place. Îi place să scrie lucruri neadevărate. Dar tot satul o crede. Asta și-i dreptate. Opa! Îl văd pe Gheorghe, măi! Dar unde am să duci nici cu cana? Bunelul Gheorghe se duce cu cana. Mă ascund, el cam se teme de mine. Oi. Oi. Vede nimeni. Și-a cu vârf. E apă de la fântână cu cana. Dar nu vede întrânsa. Precis duși la păsări. Și noutate amuzantă și râd. Ha, 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 ha. N-am mai văzut așa ceva. Să te duci la fântână cu cana. Și n-are găleată. Are avut 75 de ani. Da? Să duci și la fântână cu cana. N-am mai văzut așa ceva. Numai să nu scăp până acasă tot apa. Ce rachetă m-a lovit? Am venit extraterestri? Crede că l-a lovit extraterestri cu racheta lor? Vai, ce amuzant! Noutatea de azi e bombă! Nu mă pot ridica! Mă mițește capul! Iartă-mă, n-am vrut! Mă auzi? Bunielu! Mă auzi? Nielu, Bunielu! Mă auzi? Bunielu, trezește-te! Alo? Mă auzi? Bunielu, alo? Ei. Tu ce? Ești extraterestru? De ce ai aruncat racheta mine? Eu nu sunt extraterestru, Bunielu! Cred că s-a lovit prea tare la cap! Să chem ambulanța! Bunielu, nu-ți așa griji! Eu vin! Gata!
Mi-am făcut misiunea, mă duc în altă parte. Op, gata. S-a scurs timpul. Am o mică pauză. Revin noaptea. Noaptea la noi în sat sunt tare multe știri. Gata, e ora. Dar nu văd pe nimeni. Trebuie să se întâmple ceva. Ce o să scriu în postare de pe Instagram? Atât de tare m-am grăbit că nici nu am văzut că sunt încălțată diferit. Da, s-a făcut noapte. Mă duc să strâng pietre din stradă. Chiar dacă am foarte multe, niciodată nu încurcă altele noi. De asta am ales eu noaptea, căci nu mă va vedea nimeni. Am înțeles că bunicuța Liuda îmblă și ziua și noaptea și scrie pe caiet și postează pe Instagram. Facă el. Vine cu lada. Trece să duci la furat. Mă duc după mașină. E de bine că am ales ora aceasta. Am calculat minute cu minute. Când bunica Liuda trebuie să doarmă. Tolica, fură pietre din drum. Dacă nu mai are și aici pietre, cel mai bogat om din sat și el fură pietre. Precis, el se îmbogățește cu pietrele. Să scriu asta. Decât oamenii să le calci cu picioarele, mai bine le iau eu acasă. Am deconstruit eu. Dacă nu anul acesta, anul viitor precis. Că măi, ce tu faci la ora asta, a? Cine aici? Bunicuța Liuda? Hai să ne facem că nu ne-am văzut unul pe altul. Să ne facem că nu ne cunoaștem, da? Să scriu eu asta. Și eu astăzi dau... Ții! Ce spui? Nu vreau să mă fac de rușine prin sat. Tu crezi că ei poți să mă cumperi să scriu eu un vlog? Mi-au dat mită. Mie îmi trebuie nu bani, dar adevăr în postările mele. Puțin înflorite. Bunicuță, te rog să mă ierți. Hai să uităm de treaba asta. Mie pur și simplu îmi place să fie totul la meu. Inclusiv și pietrele din stradă. Nu, eu doar adevărul scriu. Bine, te-am lăsat. Mulțumesc. Am ce posta mâine. Gata! Tot satul o să mă știe! Mă fac de rușine în tot satul! Nu mai ies un an din casă! Am ajuns la finalul videoclipului! V-a plăcut acest filmuleț? Scrieți în comentarii! Dacă aveți voi așa vecini! Ca mine! Noi vă spunem pe curând, pa, pa! Ne revedem în următorul filmuleț!